Gata, gata, bună copii! Astăzi va veni o asistentă medicală ca să vă ia testul de IDR. Bine! Vrem să vedem dacă aveți tuberculoză, deoarece este o boală foarte contagioasă, copii. Ok! Bine. Nu ne faceți injecție, nu? Din păcate, va trebui să vă facem injecție și dacă aveți o pată roșie, va trebui să vă ducem la cabinetul medical. Bună ziua, copii! Eu sunt doamna asistentă. Vă rog să vă purtați frumos cu ea, să nu fiți fără bun simț. Bine, doamna! Acum vă voi lua testul. Vă rog, unul după altul, veniți în față. Lily, hai tu! Ok, doamna! Oh, ce tare doare! Oh, nu a durut chiar atât de tare la cum a așteptat. Bun, copii! Acum așteptăm. Va dura un pic. Acum la locuri, copii. Doamna, să știți că am pata, am acea bulină. Vai, doamne, trebuie să te ducem la cabinetul medical urgent. Când am intrat în acel cabinet, atât de frică mi era, dar oricum știam că am testat pozitiv. Era cea mai rea zi din viața mea. Trebuia să mă pun cu bullying întreg toți anii aceștia. Toți anii ăia, tuberculosul, îmi spuneau. Bă, uite cine aici, ai tuberculosul. Fă-i și lui oracolul, Petruța. Nu, lasă că vine doamna învățătoare. Hai tu că nu vine nicio doamnă învățătoare. Fă-i și lui oracolul. Bine, hai că-i